Ce credeți? Soarele se apropie, iată, de un sextil cu Uranus, dar și de un trigon cu Neptun. Ce înseamnă asta? E că s-ar putea să fim mai letargici, să așteptăm să pice de undeva din cer, da? Și o să-mi spuneți voi, da, mă, Daniela, dai vacanță, e concediu, hai să nu ne luăm prea în serios. Și sunt de acord cu voi până la urmă. Mergem acum la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Gândindu-mă așa, și la tine e un moment din acesta în care să-i lăsăm pe alții. Da? Să-i lăsăm pe alții să se ocupe și tu să-ți vezi, să-ți vezi propriul interes. Și chiar e o zi bună pentru asta, da? Să nu ceri tu proiecte în plus, să nu te dai tu în stambă, să nu te forțezi cu absolut nimic. Mergem la rac sau cei cu ascendentul în rac. Soarele e semnul vostru, dragii mei. E sextilul cu Uranus, sunt trigonul cu Neptun. Sunteți așa, ce pică aia e, ce se întâmplă aia e. Ce o fi, o fi până la urmă, da? Adică astăzi nu trebuie să vă supărați, să vă enervați, știți cum e, să nu insistați asupra unor informații, detalii, situații. N-are rost, astăzi tratați totul așa mai festin alente.